Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laura Ramba și vă invit să urmăriți știrile. Am început ziua cu bucurie. Mai mulți elevi de la școala generală numărul 4, împreună cu câțiva copii de la secția germană a Colegiului Național Doamna Stanca, au venit de la televiziune să ne colinde. Au plecat apoi spre alte instituții din oraș, dornici să aducă bucurie mai multor făgărășeni acum în prag de sărbători. Sediul televiziunii Făgăraș a fost neîncăpător pentru copiii care au venit să ne colinde. În ultima zi de școală a primului semestru, micuții s-au îmbrăcat bine și au pornit să colinde orașul. Prima destinație a fost televiziunea Făgăraș. E prima oară când elevii de la secția germană au acțiune comună cu colegii de la școala 4 din cartierul Galați. De această dată, împreună au încercat să aducă bucurie în sufletele făgărășenilor prin colinde și urări de bine. O activitate de parteneriat cu copiii de la secția germană, de la Colegiul Național Doamna Stanca. Acest parteneriat durează de un an de zile și se va continua și în anul acesta. În această zi ne bucurăm ca împreună cu prietenii și colegii de la Doamna Stanca să împărțim bucuria nașterii Domnului Iisus Hristos în municipiul Făgăraș, să se bucure și concetățenii noștri de acest mare eveniment religios. Vrem să urăm cu această cale tuturor făgărășenilor sărbători fericite, un an nou fericit, cu multă sănătate și împliniri. Copiii de la cele două școli, Școala Generală 4 și Colegiul Național Doamna Stanca, vă urează sărbători fericite. Cu colegii din Școala Generală numărul 4. Colindăm, am venit aici să colindăm. Nici o instituție publică din oraș nu a fost uitată de micii colindători. De la televiziune, copiii au plecat spre casa de pensii, apoi spre primărie, poliție, unitatea militară, precum și alte instituții.